Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. Vă mulțumesc mult pentru că acordați atenție educației. Așa cum știți, miercuri a fost aprobată hotărârea Guvernului, prin care am dat start modernizării învățământului superior și cercetării din Republica Moldova. Astăzi acest document a fost publicat. În urma hotărârii Guvernului, universitățile și cercetătorii au perspective mai bune atât la nivel individual, cât și la nivelul instituției. Modernizarea înseamnă, în viziunea noastră, să aloce resurse publice oamenilor și instituțiilor care performează, astfel încât să generăm o dinamică a succesului. Vrem să valorizăm excelența, să cultivăm talentul, să facem din educație activitatea care ne unește în jurul tinerilor noștri. Această reorganizare a instituțiilor vine cu bani în plus, de aceea astăzi anunță o primă alocare de fonduri cu efect imediat către universități și către cercetători. Astfel, anunț public alocarea de către guvern a 290 de milioane de lei pentru 13 instituții de învățământ care vor derula 20 de proiecte. Aceste proiecte sunt pentru profesori, cercetători și pentru studenți. De asemenea, așa cum voi detalia mai departe, vom aloca 23 de milioane de lei pentru cercetători. Astfel, totalul alocat sistemului de învățământ și de cercetare acum este de 312 milioane de lei. Doresc să subliniez că înțelegem că orice proces de schimbare în mod firesc aduce cu sine întrebări din partea celor care sunt în mijlocul evenimentelor. Am promis că rezultatul va fi mai bun pentru oameni, atât pentru profesori, cercetători, cât și pentru studenți. Și iată că ne ținem de cuvânt. Toți cei implicați în acest proces vor avea numai de câștigat și sunt convins că vom începe anul universitar mai uniți, mai solidari și mai ales mai performanți pentru a oferi studenților viitorul pe care și-l doresc și-l merită aici, acasă, acum. Alocarea fondurilor de circa 290 de milioane de lei, mai exact 289 de milioane 3600 lei, au fost aprobate transparent cu vot unanim ieri, 14 iulie, de către Comitetul de Evaluare Multidisciplinar, constituit din reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Finanțelor, Cancelarii de Stat și altor agenții relevante, precum și experții naționali care s-au întrunit într-o ședință. Mai concret, dintre entitățile care au fost selectate de către Comisia de Concurs, 7 sunt instituții de învățământ superior publice. Este vorba despre Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, pentru care se alocă suma de 43,3 milioane de lei. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, 43,1 milioane lei. Universitatea Bogdan Petricei Cohașdeu din Cahul, 9,1 milioane lei. Universitatea de Stat din Moldova, 42 de milioane de lei. Universitatea Lecu Rusu din Bălți, circa 40 de milioane de lei. Academia de Studii Economice, 12,6 milioane lei. Universitatea Tehnică a Moldovei, 43,2 milioane lei. Suma totală de 233 de milioane urmează să fie utilizată pentru modernizarea și dotarea sărilor de studii, laboratoarelor, centrelor de cercetare și modernizarea programelor de studii. Drept rezultat al implementării acestor proiecte aprobate, urmează să fie renovate și dotate cu echipamente 52 de laboratoare și centre de cercetare, 67 de săli de curs, săli polifuncționale și alte spații de instruire, 18 centre didactice și de consiliere pentru studenți. Peste 20.000 de studenți și circa 1.500 de cadre didactice vor beneficia de aceste investiții. De asemenea, Comisia de Concurs a selectat 6 colegii pedagogice pentru a fi finanțate, și anume Colegiul Mihai Eminescu din Soroca, circa 11 milioane de lei. Colegiul Iulia Hașdeu din Cahul, 6,8 milioane de lei. Colegiul Mihai Ceachir din Comrat, 7,7 milioane de lei.
Colegiul Alexei Matievici din Chișinău, 16,2 milioane lei. Colegiul Vasile Lupu din Urhei, 4,3 milioane lei. Colegiul Pedagogic Ion Creagă din Bălți, 9,3 milioane lei. Aceste instituții, colegiile, vor beneficia în sumă totală de 55 de milioane de lei și banii vor fi investiți în renovarea edificiilor și dotarea sălilor de studii. Țin să subliniez că suma de circa 290 de milioane de lei este prima alocare de fonduri în sistemul de învățământ, cea de-a doua urmând să fie acordată la începutul anului viitor. Pentru domeniul cercetării va fi alocată suma de 23 de milioane de lei. Acești bani vor fi investiți în oameni pentru a încuraja să facă cercetarea la noi, acasă. După cum urmează, 5 milioane de lei pentru implementarea proiectelor câștigătoare în cadrul concursurilor pentru tinerii cercetători. 12 milioane de lei pentru implementarea proiectelor câștigătoare în cadrul concursului de proiecte pe probleme de interes stringent. 5 milioane de lei pentru proiecte pe domeniile specializării inteligente. Și 1 milion de lei pentru crearea Oficiului Național Orizont Europa, care va veni în sprijinul oamenilor de știință pentru a facilita depunerea proiectelor la programul Orizont Europa. Aceste concursuri vor fi anunțate în perioada imediat următoare, iar finanțarea proiectelor declarate câștigătoare se va face din contul mijloacelor financiare a grantului Sprijin Financiar pentru Participarea Republicii Moldova, programul UE Orizont 2020, pentru anii 2018 și 2019. Invit toți cercetătorii din Republica Moldova, cu competențe în aceste domenii, să acceseze aceste fonduri pentru că avem nevoie de expertiza lor. Permiteți-mi să vă dau câteva informații cu privire la pașii care vor fi întreprinși în vederea dezvoltării domeniilor cercetării și inovării, precum și a sistemului de învățământ superior. Astfel urmează să elaborăm și să aprobăm programul național în domeniul cercetării și inovării pentru anii 2024-2027, prin viitorul document de politici, în domeniul cercetării și inovării, Ministerul se angajează să revizuiască sistemul de finanțare pentru cercetarea publică, care va avea loc prin majorarea finanțării instituționale, să păstreze finanțarea competitivă în vederea asigurării excelenței în cercetare, să îmbunătățească oportunitățile de angajare și de finanțare, condițiile de muncă și perspectivele de carieră a tinerilor cercetători, să configureze o politică pentru dezvoltarea și utilizarea eficientă a infrastructurii publice de cercetare și inovare, să consolideze legăturile dintre cercetare și mediul de afaceri și să creeze un mediu favorabil pentru dezvoltarea inovării. Să valorifice plenar oportunitățile ce rezultă din statutul de țară asociată la programul cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont Europa. Cunoașteți deja că până la aprobarea hotărârii de guvern am avut numeroase întâlniri cu reprezentanții instituțiilor implicate în reorganizare. Astăzi mă voi întâlni cu rectorii și directorii instituțiilor de cercetare care vor fuziona pentru a prezenta și a discuta planul de acțiuni pentru executarea hotărârii de guvern care a fost astăzi publicată. Mai concret, Ministerul va emite ordinele cu referire la executarea hotărârii privind fuziunea. Va fi repartizată comanda de stat pe domeniile generale de studii la universitățile restructurate, în temeiul hotărârii de guvern care a fost aprobată la fel în această săptămână. Admiterea la studii se va realiza în 13 instituții publice de învățământ superior, începând cu 25 iulie. Angajații instituțiilor absorbite vor fi transferați în instituțiile publice absorbante cu respectarea prevederilor de stație în vigoare. Studenții matriculați conform programelor de studii superioare de licență, master și doctorat de la instituțiile de învățământ superior absorbite vor fi transferați în instituțiile de învățământ care fuzionează la aceleași programe de studii cu aceleași taxe stabilite anterior. Transferul studenților se va efectua până la 25 august 2022. Vor fi desemnate comisii de transmitere a bunurilor proprietate publică, conform prevederilor hotărârii de guvern 901 din 2015 pentru aprobarea regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică. Vor fi transmise bunurile, inclusiv soldurile, conturile instituțiilor absorbite către instituțiile
în care sunt integrate. Vor fi aprobate modificările în Carta Instituțiilor Publice Restructurate. Vă mulțumesc! Deficitul de cadre didactice din ultimul an este de circa 2300 de cadre didactice. Noi ne dorim și am alocat și în acest an mai multe lucruri pentru domeniul științei ale educației și prin această reorganizare și prin această modernizare a învățământului superior dorim să sporim numărul tinerilor care vor depune actele la specialitățile pedagogice și să-i susținem pentru ca ei să fie încadrați în sistemul educațional. Despre ele și am menționat. Noi îmbunătățim programele și modul de pregătire a cadrelor didactice, vom avea programe care să atragem tinerii pentru ca ei să aplice la aceste locuri care au fost date mai mult în acest an și vom susține tinerii să se integreze în instituțiile de învățământ ca să activeze. Deci, guvernul se gândește la majorare de salarii. Desigur că acesta este un lucru important și cu prima ocazie când vom putea aceasta face, aceasta se va întâmpla. Iar în procesul de modernizare a universităților, la fel, este prevăzută creșterea salariilor. Și ultima întrebare, dacă ar fi să faceți o comparație între ultimii ani, situația s-a îmbunătățit sau s-a înrăutățit? Referitor la ce? La situația cu cadrele didactice din țară, lipsa acestora. Acțiunile care au fost întreprinse de Minister în ultimii ani prin sprijinul tinerilor specialiști, majorând suma anuală care o primesc în primii 3 ani de activitate, alte facilități cu privire la compensarea unor cheltuieli, în ultimii ani a crescut puțin numărul tinerilor care sunt, după absolvire, se încadrează în instituții de învățământ. Lilia Țurcanu, reporter TVR, doar niște precizări dacă acești bani sunt toți alocați din bugetul public și dacă din această sumă este prevăzută și majorarea salariilor profesorilor. Toți acești bani sunt din bugetul public, alocați pentru universități. Sprijinind universitățile cu așa sume importante pentru ca ei să poată dota salele de curs, să poată să-și îmbunătățească programele de studii, respectiv universităților le rămân mai mulți bani, inclusiv pentru majorarea de salarii. Și despre admiterea din acest an, vreau să vă întreb, odată ce absolventul de liceu vrea să se înscrie la o universitate, va merge deja la universitatea gazdă, să zic, sau totuși merge cu toate actele și dosarul la universitatea care urmează să fie absorbită, după care se face transferul, dacă puteți să ne spuneți un pic procesul? Deci, universitățile vor organiza procesul de studii, așa cum consideră ei mai bine, fie în ambele campusuri, au două universități dacă a fost fuzionare, dar trebuie să înțelegem că actele se depun la noile universități create, dar modul de organizare, cu siguranță, fiecare universitate va avea grijă să poată oferi serviciile de ghidare pentru a depune actele, probabil, cel mai probabil, în ambele campusuri. Și dacă planul de admitere e cumva similar celui din anii precedenți sau totuși a suferit ceva modificări? Noi am menționat în comunicatele noastre publice, comanda de stat în acest an prevede cu circa 200 de locuri mai mult decât la licență, mai mult decât în anul trecut. Am alocat mai multe locuri pentru unele specialități, inclusiv pentru domeniul științei al educației, pentru domeniul ingineriei, pentru domeniul IT. Екатерина Дубасова, Ньюсмейкер. Правда ли, что Тараклийский университет сохранился после разговора Санду с президентом Болгарии? Noi am discutat cu autoritățile bulgare pe parcursul acestei perioade și am convenit de comun acord care sunt pașii următori pentru reorganizarea universității din Taraclia. Țin să menționez că toate discuțiile care am purtat și cu ambasadorul, și cu Ministerul Educației, și cu delegația care a fost la noi pe data de 7 iulie, noi am convenit care sunt pașii ulteriori
care acte trebuie să le modificăm pentru a ajunge la o soluție pentru Universitatea din Tăraclie. Și cel mai important, noi vom lua decizia de comun acord cu autoritățile bulgare. Спортивному университету дали полгода для оптимизации расходов. Что будет через полгода? Есть риск, что университет все-таки будет ликвидирован? И если да, то как проводить набор студентов, если судьба учебного заведения не ясна? Проекту, который был апробатан в эту неделю, приведет клар, что два министерия, Министерство афачеров интерне и Министерство эдукации и чечетари, va veni timp de 6 luni cu o propunere de fuzionare acestor instituții. Aceasta nu încurcă procesul de admitere din acest an în aceste două universități. Получается, Тираспольский университет лишается статуса эвакуированного учебного заведения. Будет ли предложен какой-то аналог этого статуса для преподавателей из Тираспольского университета? Deci procesul de fuziune prin absorpție păstrează toate drepturile și proprietățile și relațiile contractuale ale universității care a fuzionat. Ați spus că lipsesc 2300 de cadre didactice. Vă rugăm să ne spuneți, aceasta este o cifră mare pentru Republica Moldova și ce soluție are Ministerul pentru acest an, fiindcă peste o lună începe deja noul an școlar. Cum va fi acoperit acest deficit? Un deficit similar era și anul trecut. Acest deficit se acoperă prin faptul că profesorii lucrează, unii dintre profesori lucrează pe o normă și 25 sau pe o normă jumătate în cazul în care este necesar. Astfel, toate orele sunt asigurate pentru a fi predate elevelor. Unde este mai mare deficitul? La sate sau la orașe, dacă ar fi să vorbim cifre? Sunt necesități și în orașe și în sate. Desigur că majoritatea sunt în localitățile rurale. Portalul Politic, Media. Domnul ministru, vrem să vă întreb, ați vorbit despre 250 de milioane alocați din buget pentru această schimbare universitară. Vă întreb dacă ar exista și bani din partea partenerilor externi și cumva dacă a fost condiționată această reformă universitară cu anumite tranșe din partenerii de dezvoltare. Suma care a fost anunțată astăzi este doar prima tranșă care o anunțăm acum. Ea este de circa 290 de milioane. Nu a fost condiționată această sumă de alți parteneri. Aceasta este decizia guvernului pentru a aloca această sumă. Noi am anunțat suma totală de 500 de milioane. Aceasta este prima tranșă care noi investim în universități. Următoarea tranșă va fi la începutul anului viitor. De ce vă întreb? Pentru că s-a vorbit despre un grant sau un credit din partea Băncii Mondiale în legătură cu această schimbare. Banii care sunt alocați universităților sunt din cadrul proiectului Învățământ Superior, aprobat prin legea Parlamentului, și aceștia sunt bani din bugetul public, care este un împrumut de la Banca Mondială. Dar nu ține proiectul investiția banilor de decizia de a reorganiza. Deci, prin reorganizarea instituțiilor, noi concentrăm resursele și oferim și prin această reorganizare mai mulți bani universităților. Suplimentar, această reformă este susținută și de aceste sume care sunt alocate în cadrul acestui proiect. Și noi am comunicat despre acest lucru. Și încă o întrebare legată de o situație care ar putea să apară imediat după intrarea în vigoare acestei hotărâri de guvern. Nu anticipați, să spunem așa, un atac în instanță din partea universităților, pentru că ar putea să existe, eu știu, o sesizare în instanță, fie în contencios sau chiar la Curtea Constituțională? Aprobarea actului normativ a fost desfășurat cu respectarea tuturor prevederilor legale. Vă mulțumesc. O rezoluție bună.